La sfârșitul anului trecut, două familii din Bosanci și Dărmănești și-au retras copiii de la școală pentru a integra într-un sistem homeschooling. Familia din Bosanci are 3 copii, iar cea din Dărmănești are 6 copii. În cererile de retragere înregistrate de școli, se arată că elevii vor învăța în unități de învățământ americane. De fapt, ei rămân în țară, primesc cursuri în format electronic, iar părinții își asumă rolul de profesor. Cei mai mulți copii sunt recrutați de o școală din Virginia, care are un sediu și în Pătrăuți, județul Suceava. Acest sistem de învățământ, pot să vă spun, homeschooling, cum spuneați dumneavoastră, nu este acreditat în România, nu este autorizat, respectiv acreditat în România. Ca drept urmare, părinții care își retrag copiii din învățământul de stat și-i duc la acest sistem de învățământ, nu, în cazul unei reveniri, nu se mai poate face transfer între școli. Iar pentru familiile care cred că curriculumul general obligatoriu nu este un curriculum creștin care să-i satisfacă, avem licee confesionale, avem școli confesionale, de exemplu, care promovează un curriculum, să zicem, altul decât cel, să zicem, general valabil în România, ortodox sau catolic. Nu, și pentru cultele neoprotestante, avem de toate, avem toate posibilitățile, dar nu homeschooling, nu de stat acasă să facă carte pe baza unor, să zicem, teste și manuale trimise cu părinții. Fenomenul este îngrijorător. Numai anul trecut, 10 de copii au fost retrași de la școli pentru mirajul american. Asta deși statul român nu recunoaște sistemul homeschooling, nu verifică dacă li se respectă dreptul copiilor la educație și, în final, în situația în care elevii chiar fac cursuri acasă, diplomele lor nu sunt recunoscute în țara noastră. Statul român, în primul rând, nu și nici nu-l interesează, pentru că legea statului român spune că acest tip de învățământ în România nu există. Și dacă nu există, copilul trebuie să participe la învățământ obligatoriu, care este asigurat prin lege, statul nici nu-l interesează, nici nu pune problema că el ar trebui să fie înscris în altceva. Din contra, statul spune că dacă îi îngrădești copilului din România, indiferent că te numești părinte, că te numești altceva, tutore, ești, poate, poți fi pedepsit de lege. În momentul în care își retrag copiii de la cursuri pentru homeschooling, directorii de școli le aduc la cunoștință părinților ce riscă din punct de vedere legal. Da, părinții decid forma de învățământ pe care o frecventează copiilor. V-am spus, cu condiția că această formă de învățământ să fie acreditată, respectiv autorizată, respectiv acreditată. Ei, în momentul în care părinții se duc cu această cerere de retragere la școală, directorii unităților de învățământ au datoria de a înștiința ceea ce riscă. Și am aici dovezi că directorul în cauză a înștiințat familia respectivă ceea ce ar putea risca în cazul retragerii și au asumat părinții. Atunci când elevii care abandonează școala în favoarea sistemului homeschooling vor să revină în școlile românești, situația se complică. Pentru că studiile nu sunt recunoscute în România, se fac comisii de evaluare a elevilor pe fiecare clasă în parte. Unii copii ajung să susțină 10 de examene ca să revină în bănci. Noi avem aceste semnale, vă spuneam că săptămâna asta în care ne aflăm, avem de efectuată inspecție tematică în școli și colegii inspectori au primit ca temă să contabilizeze și aceste retrageri. Una înseamnă transfer și alta înseamnă această retragere fără a stipula în cerere unde se duce copilul, ce anume. Deci doar retras și atât, din motive personale. Ori asta nu e un... În urma contabilizării acestor retrageri, noi vom înainta această situație și către Ministerul Învățământului, la Direcția Generală de Învățământ Preuniversitar, vom înștiința și autoritățile locale, mă refer primăria comunei respective, eventual, dacă e cazul, și protecția copilului, pentru că aici ar trebui să autosesizeze și dânșii, pentru că e vorba de copii. Cu o problemă similară s-au confruntat și școlile din Timiș, unde conducerea inspectoratului școlar a sesizat poliția și parchetul.